O zebră a scăpat dintr-o grădină zoologică și ore întregi a galopat pe străzile orașului până să fie prinsă. Stresul și riscul asupra animalului, precum și asupra persoanelor cu care s-a întâlnit, este doar unul din argumentele pentru care grădinile zoologice nu mai au ce să existe. S-a întâmplat în capitala coreeană, Seul, unde Sero, numele zebrei, a galopat câteva ore pe străzi. Gândește-te că în mediul natural, o zebră folosește cam 1000 de hectare pentru deplasare. Într-o grădină zoologică nu are mai mult de câteva zeci de metri pătrați. Iar pericolul asupra zebrei vine tot de la om. Din cauza braconajului și a pierderii habitatului, populația lor a scăzut cu 24%. Zebrele au un rol foarte important în ecosistem și ele trebuie protejate în natură, nu duse în închisoare. Ce părere ai? Scrie în comentarii și dă mai departe.